Și am zis, Doamne, dacă îmi iai viața, dacă mor, dă-mi răgazul cât să mă botez, că nu vreau să mor nebotezat. Tu ai un viitor strălucit, poți să devii cineva și îți distrugi viața. Câțiva dintre cei care sunteți aici am să vă duc să mergeți cu Evanghelia până la marginile pământului. Vă spun bun venit la podcastul Pur și Simplu. Podcastul Pur și Simplu este o lucrare a Bisericii Pentecostale Muntele Sionului din Baia Mare. Eu sunt Otniel Suciu și o să fiu cel care, în podcastul de astăzi, o să pun întrebările invitatului nostru. Ne dorim ca acest podcast să fie o emisiune simplă, pe înțelesul fiecăruia și pură, adică curată sau sinceră. De aceea, în această zi, invitatul nostru este Ștefan Tohătan, un pastor al Bisericii Pentecostale Happy Valley din Phoenix, Arizona, America. Ne bucurăm că a acceptat să fie împreună cu noi și vom asculta cum Dumnezeu i-a schimbat viața și astăzi este un slujitor al lui Dumnezeu, încercând să răspândească cuvântul Evangheliei la cât mai mulți oameni în cât mai multe țări. Frate Ștefan, bine ați venit la podcastul Pur și Simplu. Bine v-am găsit. Mulțumim că ați acceptat să veniți să vă deschideți sufletul, inima și să ne spuneți din experiențele pe care le aveți și să ne spuneți mai de aproape cine sunteți și care este lucrarea dumneavoastră. Pentru că noi vrem să vă cunoaștem înainte de toate, să vedem cine este cel care a venit la podcastul nostru. Eu știu că sunteți pastor în Biserica Happy Valley din Phoenix, Arizona, dar am vrea ca să vă cunoaștem mai bine, să ne spuneți mai multe lucruri despre dumneavoastră. Cum v-ați descrie în câteva cuvinte? Păi, în primul rând, sunt un om. Sunt tată de familie și soț, bunic. Astea sunt lucrurile care sunt foarte aproape de inima mea. Căsătorit cu Lidia, originară din Baia Sprie, din 1987, tata doi copii și bunic la 6 nepoți. Asta este moștenirea noastră și ceea ce am realizat în toți acești ani de când Dumnezeu ne-a pus împreună. Într-o altă ordine de idei, sunt un om implicat în mediul de afaceri, așa îmi câștig existența și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu afaceri prospere și rodnice, iar nu în ultimul rând, sunt implicat în viața spirituală a comunității și în biserică în diferite feluri. Suntem împreună membri în Biserica Happy Valley din Phoenix, Arizona. Păstorul senior al bisericii, fratele Cornel Avram, și slujesc de o bucată de vreme în bordul executiv, în conducerea bisericii și slujitor în biserică în cadrul Consiliului Pastoral. În plus de asta, slujesc în diferite comisii, comitete din cadrul bisericii, pentru că biserica noastră este o biserică foarte mare, cu multe arii de activitate. În departamentul financiar sunt foarte implicat și în departamentul de misiune. În prezent, slujesc în calitate de reprezentant legal al Bisericii Happy Valley, al misiunii Bisericii Happy Valley în Africa, mai precis în Burundi, în Africa, în cadrul misiunii Happy Valley Christian Center pe care biserica noastră l-a deschis acolo. Apoi slujesc împreună cu misiunea The Messengers Gospel Ministry
din Portland, Oregon, cu care de mai mulți ani organizăm turnee de evangelizare și altfel de slujiri, de ajutorare, în special în România sau printre românii din diaspora. Ca o paranteză, ne pregătim în luna iunie să venim pentru un turneu evanghelistic mai amplu, împreună cu grupul The Messengers, în perioada 3-17 iunie. Și vom atinge probabil undeva la 12 localități. Am văzut că sunteți implicat în slujire și asta e un lucru foarte frumos, dar înainte ca să ajungeți să slujiți ca pastor, să slujiți în misiune în felul acesta, a fost un moment în care l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Ne puteți spune cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Cât timp avem la dispoziție? Cât timp dorim? Dacă ar fi să iau de la început, e o poveste lungă, e o poveste frumoasă, poveste care mi-a marcat viața și existența. Dar s-a întâmplat cu mult timp în urmă, dar mi-e proaspăt în minte și pot să spun oricui mă întreabă. Așa că dacă este relevant pentru voi și pentru ascultători, cu multă plăcere pot să vă spun povestea întoarcerii mele la Dumnezeu. Ar fi o adevărată bogăție spirituală. Deci, eu sunt născut într-o familie de oameni temători de Dumnezeu, dar tipic celor din generația mea, în perioada adolescenței am avut un moment de rătăcire, o perioadă de rătăcire spirituală. În speță, în timpul liceului am fost recrutat ca să fac parte dintr-o echipă de teatru care funcționa pe lângă Teatrul Dramatic din Baia Mare, în colaborare cu Clubul Tineretului din Baia Mare. Probabil că era o mișcare pe care conducerea de atunci au vrut să o facă, să arate implicarea culturală a elevilor și așa mai departe. Domnul profesor Ștefan Mareș a fost cel care s-a ocupat de recrutarea noastră. Și printre mai mulți candidați am fost recrutat ca să fac parte din această grupare, acest grup de teatru, club de teatru, care mai apoi s-a transformat în ceva mai mult. Am participat la diverse concursuri, am câștigat diferite premii, individuale sau în trupă, până acolo încât acest domn, foarte de treabă și foarte deschis la minte, mi-a spus într-o zi: dragul meu, eu vreau ca tu să mergi la IATC, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, pentru că ai talent și prezență de scenă și ai putea să faci un viitor din asta. Mai mult, profesorul lui, mentorul lui, era regretatul Dem Rădulescu. A vorbit cu profesorul și mă aștepta să merg în toamnă să dau examen la IATC. Dar Dumnezeu a avut un alt plan. Și atunci, în perioada aceea, deja intrasem în vacanța de vară, s-a întâmplat cu mine un fenomen foarte interesant. Dumnezeu m-a cercetat într-un fel palpabil, fizic. Și anume, în momentul în care mă găseam singur într-o cameră, auzeam un ticăit de ceas, în mod fizic. Eram treaz cum sunt acum și fără niciun fel de influență. Și auzeam un ticăit de ceas. La început era în partea dreaptă
Oricum stăteam în partea dreaptă, în urechea dreaptă, dar nu era în ureche, ci era în afara urechii, era în camera respectivă. După aceea a devenit din ce în ce mai pregnant și am făcut de mai multe ori exercițiul acesta. Am invitat pe mama sau pe soara mea să vină în cameră și când ele intrau în cameră, una dintre ele, se oprea imediat ticăitul și când ieșeau afară, reîncepea. Și așa o zi, mai multe, două, o săptămână, și a intrat în mine un fel de groază, un fel de frică. Aveam cunoștințe despre Biblie, pentru că am crescut în biserică, bunicul meu fiind printre primii pocăiți în zona Sălsig, biserica fiind în casa bunicilor mei, am fost dus la biserică de mic. Mama mă învăța poezii când încă nu știam să citesc și bunicul mă punea lângă dânsul pe banca din spatele amvonului și mă punea să recit poeziile sau versetele din Biblie când eu nu știam să citesc. Deci aveam noțiunea Bibliei și noțiunea, știam ce mi se întâmplă, știam că Dumnezeu mă cercetează, nu știam ce vrea, dar știam ce se întâmplă. La un moment dat, într-o duminică după amiază, prezența care era în cameră cu mine a devenit atât de puternică încât m-a zdrobit, efectiv, m-a zdrobit din punct de vedere spiritual, am început să plâng și a venit peste mine o conștiință a faptului că zilele mele sunt numărate, că de fapt ticăitul acela de ceas este ticăitul ceasului vieții mele și că se va întrerupe curând. Și m-am speriat foarte tare. Și am zis, Doamne, dacă... M-am pus pe genunchi, plângând, și am zis, Doamne, dacă îmi iai viața, dacă mor, dă-mi răgazul cât să mă botez, că nu vreau să mor nebotezat. Și rugăciunea asta am făcut-o înaintea lui Dumnezeu mai mult de 20 de minute în estimarea mea. În momentul în care făceam rugăciunea și mă rugam aceleași cuvinte și plângeam și ziceam lui Dumnezeu aceleași cuvinte, să nu mă lași să mor nebotezat, să nu mă lași să mor nebotezat, a trecut, eram cu ochii închiși și a trecut prin fața ochilor mei o panglică de mărimea unei cordeluțe, o panglică albă, din partea stângă spre partea dreaptă, și pe panglica aceea erau scrise două numere, cu scris caligrafic, mi-l amintesc și astăzi, era scris numărul 12, după aceea virgulă, 13 și nimic altceva. Eu m-am speriat, nemai având niciodată experiență de felul ăsta, m-am speriat, m-am dezmeticit, inima îmi bătea cu putere, nu știam ce se întâmplă cu mine și primul gând care mi-a venit a fost să deschid Biblia și să citesc primele versete 12 și 13 care mi se vor deschide din Biblie. Asta a fost încredințarea pe care am avut-o. Și am luat Biblia care era pe masă și am deschis-o și s-a deschis la cartea Timotei. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în citire, ia bine seama la învățătura care dai altora și așa mai departe. Toate cele două versete din 1 Timotei 4 cu 12 și 13. Lucrul ăsta m-a înfricat și mai tare, dar m-a și liniștit. Dintr-o dată mi-am dat seama că Dumnezeu vrea altceva cu mine și practic cuvintele din Biblie, versetele acestea, erau prorocia vieții mele. Și în momentul acela m-am plăbușit din nou pe genunchi un alt fel de om. De data aceea se întâmplase metanoia. Eu cred că atunci s-a întâmplat metanoia în mintea mea. Atunci am fost transformat, atunci Dumnezeu m-a născut din nou. Și mi-am cerut iertare și pentru muștele pe care le-am omorât. Și am strigat înaintea Domnului după salvare, după iertare, după mântuire. Și am promis Domnului că am să
mă botez cu prima ocazie. Și din momentul acela a venit așa o pace peste mine, că deja știam ce am de făcut. Și am venit și m-am întâlnit cu domnul Mareș și i-am spus: uitați care-i situația, eu nu o să merg în direcția în care mi-ați propus-o, pentru că s-a întâmplat ceva cu mine. La care el foarte revoltat, avea un stil așa mai, un pic mai isteric, așa, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat ceva care nu pot să vă explic. Păi ce anume ți s-ar putea întâmpla să nu poți să-mi explici? Și atunci i-am explicat și i-am spus cam în aceleași cuvinte cum v-am spus vouă, i-am spus și lui: uite ce s-a întâmplat cu mine. Omul a avut decența să mă asculte până la sfârșit. Și după aceea mi-a spus așa: vreau să-ți spun că îți distrugi viața. Tu ai un viitor strălucit, poți să devii cineva și îți distrugi viața. Dar dacă asta este ceea ce tu spui că este, îți respect hotărârea. Și bineînțeles, a zis că una și cu cealaltă nu sunt contradictorii, că poți să faci și asta, poți să faci și cealaltă. Oricum, hotărârea mea era deja luată, el a văzut lucrul acesta și la urmă de tot ne-am despărțit și mi-a spus că în adolescență el a avut o experiență oarecum similară, pentru că bunica lui era baptistă și a fost crescut de bunica lui și a fost dus la biserică și a avut tangență cu Doamne, Doamne, cum zicea el, și a refuzat să creadă și la ora aceea era un ateu convins. Dar îmi respectă hotărârea și nu mai insistă și ne-am despărțit și ne-am mai văzut o singură dată peste câțiva ani și de atunci nu ne-am mai văzut, dar am aflat cu tristețe că a murit foarte de tânăr, sub 50 de ani. A fost o perioadă aici la Teatru Dramatic din Baia Mare, dar viața boemă și abuzul de alcool și alte lucruri au făcut ca viața lui să se scurteze înainte de vreme. Dar din momentul acela eu am început să mă implic cu tinerii din biserică, am început să caut altceva. Frații au remarcat că Domnul a pus o oarecare înclinație înspre slujirea din cuvânt și au început să mă folosească. Primul care m-a programat la, că nu pot să-i zic predică, ci la o intervenție în cadrul unei slujbe divine, a fost fratele Vasile Palincaș în Biserica Maranata de pe Țibleșului. Și acolo s-a întâmplat un fenomen foarte ciudat, poveștii care circulă, voi mă vedeți pe mine că eu nu vă văd. Dar a fost o cotitură în viața mea și apoi am început să mergem în misiune împreună cu un grup de tineri din biserică, la care ulterior s-a adăugat și tatăl tău și actualul meu păstor, fratele Cornel Avram, și alții care am păstrat legătura de-a lungul anilor și am observat că Dumnezeu a folosit dintre ei și a scos dintre ei oameni a lui Dumnezeu. M-am botezat în data de 8 noiembrie în Someș, într-un Someș care era aproape înghețat, pe la margine deja făcea poșghiță de gheață, într-o noapte de vineri spre sâmbătă, undeva spre miezul nopții, pentru că nu erau voie
atunci să se facă botezuri, era în anul 1985 și nu avea voie să se facă botezuri așa de liber ca și astăzi. Și fratele Zah Gheorghe m-a botezat la insistența mea, pentru că i-am spus experiența pe care am avut-o și atunci el a avut o reacție de genul celei a lui Filip. Iată apa, ce ne împiedică dacă lucrurile stau așa cum ni le-ai spus tu. Și și-a dat acordul ca să fie botezat. Și restul este istorie. Ați menționat la început că vă ocupați de misiunea din Burundi. Ce înseamnă să faci misiune? Ce vă motivează să faceți misiune în Burundi? Cum ați ajuns să misionați în această țară? Și aici poveste lungă. Deci, după ce m-am întors la Domnul și am început să mergem în misiune cu grupul de tineri din Biserica Maranata, la un moment dat, într-o seară de rugăciune, eram într-o casă pe Valea Borcutului. Și eram acolo mai mulți, cred că eram vreo 30-35 de tineri. Și la un moment dat este o lucrare profetică prin Duhul Sfânt, printr-o soră tânără. Și vreau să punem lucrul ăsta în perspectivă. Se întâmpla în 1985. Lucrarea a sunat cam în felul următor. Câțiva dintre cei care sunteți aici, am să vă duc să mergeți cu Evanghelia până la marginile pământului. Și acum, pentru generația ante 89, marginea pământului reprezenta Valea lui Mihai. Că nu mai aveai unde să mergi de acolo. Deci pentru noi, ca să credem lucrarea respectivă, a fost, da, Dumnezeu poate. În naivitatea adolescenței și a tinereții, am zis, da, Dumnezeu poate și cumva o să facă. Dar nu ne imaginam vreodată că o să se întâmple lucrurile așa cum s-au întâmplat. Dacă facem fast forward în timp, în 2016 sau în 2015, am fost împreună cu fratele Cornel Avram, care era prezent la lucrare atunci, el și cu mine eram prezenți acolo. Eram în Filipine, într-o călătorie misionară în Filipine, și ne-am amintit amândoi atunci de lucrarea respectivă. Și am zis, uite cum Dumnezeu călăuzește destinele oamenilor atunci când are de făcut o treabă cu ei. Și ne-am bucurat foarte mult. Dar asta a fost aspectul personal în ceea ce ne privește pe noi. Din punct de vedere al misiunii în general, biserica noastră a fost implicată în lucrarea de misiune de la început. Misiunea bisericii Happy Valley se extinde în România, sau a început în România, într-un mod destul de consistent, prin construcții de biserici, prin sponsorizări de evangheliști sau păstori, prin ajutorări de familii sărace și implicarea în proiecte umanitare destul de mare amploare. Dacă nu cred că e momentul acum, dar sunt niște cifre impresionante. Chiar am avut darea de seamă înainte să venim și sunt niște cifre impresionante. După aceea, biserica noastră este implicată de 16 ani în India, în Patna, Bihar, în cea mai săracă zonă
a Indiei, într-o zonă foarte obscură din punct de vedere spiritual, cu o prezență idolatră peste medie, chiar și pentru India. Cu râul Gange care trece prin apropiere și spălările rituale care se fac acolo, niște practici idolatre foarte, foarte mari, foarte grele așa. Deci din perioada asta, în perioada asta s-a reușit implantarea a 3 biserici acolo în Patna și s-a deschis o școală privată care promovează valorile creștine. Școala este de peste 700 de elevi și promovează și copiii primesc o educație creștină, pro-creștină, chiar și clase de Biblie și de educație creștină. După aceea am început să dezvoltăm lucrarea departamentului de misiune și s-a mers în mai multe locuri, printre care și în Filipine. Iar în 2018, în urma unei, zic eu, călăuziri din partea lui Dumnezeu, împreună cu alți 6 frați, am mers în Africa. Pentru prima dată în Africa, pentru a explora continentul african, să vedem unde Dumnezeu ne călăuzește. Acum, în biserica noastră este un motto al departamentului de misiune sau de ajutorare. Noi am fost chemați să mergem la cei mai săraci dintre săraci. Pentru că pe săraci îi vom avea totdeauna cu noi și pe săraci îi vizitează toată lumea, dar scopul nostru și chemarea noastră, noi am considerat că este cei mai săraci dintre săraci. Neștiind ce ne așteaptă, am mers în Rwanda, am aterizat în Rwanda, am vizitat câteva comunități din Rwanda, de acolo am mers în Uganda, care sunt țări limitrofe, am vizitat acolo o lucrare care era în curs de desfășurare. Nu ni s-a lipit inima de niciuna dintre țările astea, nici de Rwanda, nici de Uganda. Și atunci am venit în Burundi. Burundi este și ea limitrofă acolo. Ei, când am ajuns în Burundi, ceva s-a întâmplat. Ni s-a lipit inima de locul acela într-un mod inexplicabil. Și bineînțeles, am văzut mai multe locuri, ne-a impresionat sărăcia fără egal, nemai văzută de noi, a celor de acolo, mulțimea de copii, pentru că, într-o paranteză, Burundi a trecut prin 2 războaie civile și un genocid și este o țară de copii. Media de vârstă a țării Burundi este 17,3 ani. Deci este o mulțime de copii. Când am văzut ce se întâmplă acolo, nevoia mare, ne-am dat seama că ei sunt exact în profilul lucrării noastre. Cei mai săraci dintre săraci. Și inima ni s-a lipit de locul acela. Și așa a început tot, în 2018, în luna octombrie. Și de atunci lucrurile au evoluat, Dumnezeu ne-a călăuzit și astăzi lucrurile sunt în plină desfășurare și suntem foarte mulțumitori de ceea ce Dumnezeu a făcut. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-a spus la îndemână și chiar ar fi o lucrare frumoasă dacă aș putea să ajung și eu în Burundi și să pun și eu mâna să ajut răspândirii Evangheliei. Mulțumim mult că ați venit la Pur și Simplu. Cu multă plăcere, bunul Dumnezeu să vă călăuzească și să vă binecuvinteze. Amin.